Ziua 1. Lumea suferă foarte mult din cauză că, pentru prima dată în istoria conștiinței umane, omul a pierdut urma dumnezeirii. Nimeni nu a mai suferit vreodată ca noi. Oamenii au fost săraci și în trecut, foarte săraci. Oamenii au trăit foamete, dar nu au fost niciodată atât de săraci din punct de vedere spiritual. Oamenii nu au fost niciodată mai înfometați spiritual ca în zilele noastre. Munca mea are rolul de a te ajuta să privești din nou în direcția dumnezeirii. Dacă omul nu redevine înrădăcinat în dumnezeire, nu va avea niciun viitor.